suporteri în număr destul de mare. Cred că duminică vor fi și mai mulți decât au fost în această seară. Și cred că și suporterii nu și ai CFR-ului, până la urmă, sunt mulțumiți cu acest rezultat. Chiar dacă mi-aș fi dorit să câștig, probabil același lucru și la Dori și la Petrescu. Și sunt convins de acest lucru. Dar în această seară s-a terminat jocul la egalitate. Un joc bun, zic eu. Chiar dacă am început jocul cu o mare eroare a noastră, am avut mingea la noi, am dat-o la adversar și a ieșit acel corner, la primul corner am primit gol. Știam ce fac cei de la CFR, știam cu câți oameni vin în careu, nu am putut să facem marcajul așa cum ne-am dorit și am primit acel gol. Am început deci foarte, foarte rău jocul, dar după aceea cred că am echilibrat lucrurile, ba din potrivă. Cred că am avut ocaziile mai mari, ne-am creat ocazii mai mari decât cei de la CFR și poate meritam să câștigăm, dar până la urmă i-am felicitat pe băieți pentru efortul foarte mare pe care l-au făcut în această seară. Au avut o atitudine foarte, foarte bună și jocul, cred că pe multe momente i-am pus așa în dificultate pe cei de la CFR. Acum chiar dacă vorbim sau putem să vorbim, stați domnule pe CFR-ul și omenajea niște jucători. CFR-ul cred că au 30 ceva de jucători de aceeași valoare. N-au jucat Iuri sau cine mai este, Collinger, și a jucat Bilon cu Burcă, fundașem, care jucători de echipă națională. Deci, CFR-ul au jucători și pot să alinieze, din punctul meu de vedere, 3 echipe. Dar, sincer, jucătorii noștri au făcut un joc bun în această seară. Vreau să le mulțumesc suporterilor pentru atmosfera care au creat-o, a fost o atmosferă superbă. Și știu că ne trebuie să fie lângă noi totdeauna. Avem o viteză în plus când suporterii sunt lângă noi, când creează o atmosferă cum a fost în această seară. Sunt convins că va fi poate și mai frumoasă atmosfera duminică seara. Îi așteptăm, așa cum am spus, în număr mai mare și sper eu să reușim duminică seara să câștigăm. Ați început meciul de la 1-0 și cu o stare de nervozitate a jucătorilor, au fost foarte multe galbene. Ce le-ați spus la pauză sau cum ați reușit să-i montați, să-i mobilizați? Nu, cred că acele erori care le-am făcut, dorința foarte mare de a face un joc bun, dorința de a câștiga, le-am simțit foarte montați, așa cum trebuie să fie la fiecare joc. Nu am cerut ceva special, pentru că jucam cu rivalii noștri, cu CFR-ul. Și acum am spus totdeauna, sunt o echipă și eu o respect. Echipa CFR-ului, așa cum o respect și pe Dan Petrescu foarte mult pentru rezultatele pe care le-au avut. Dar ne-am dorit să câștigăm acest joc și vom face la fel cu toate echipele, indiferent de adversar. Vom încerca să câștigăm. Niciodată nu le-am spus la băieți și nu intrăm pe teren cu gândul de a ne apăra, cu gândul de a sta în careul nostru. Cred că am arătat, ne-am dorit foarte mult victoria, am încercat să facem pressing, i-am forțat să nu joace cu pasă scurtă, să plece cu degajeri de la portar. Băieții au înțeles foarte bine ce vreau de la ei. Sunt momente în joc când adversarul este mai puternic decât tine. Te domină fizic, dar știm cu toții CFR-ul are în componență jucători foarte puternici. În fazele fixe nu mai vorbesc, iar acolo, dacă nu suntem pregătiți și nu tratăm fiecare moment cu mare, mare responsabilitate, așa cum trebuie, avem probleme și sper acum, după greșeala pe care am făcut-o, să nu mai repetăm greșeli de genul ăsta de mult. E spasa în fundea stângă? A făcut un joc bun, a intrat foarte bine. Am vrut să-l menajez și pe Briceag, așa cum s-a întâmplat și cu Vlădoiu. Au făcut un joc foarte bun. Dar am spus, sunt mulțumit de atitudine. În primul rând, îmi pare rău că n-a reușit să câștigă. Arbitrajul m-am văzut de multe ori. Ok, și eu mai vorbesc, dar cred că a fost un arbitraj corect. Nu cred că se poate plânge cineva în această seară de decizii, mă rog, greșite. Și dacă s-a întâmplat să facă vreo eroare, asta este, se întâmplă. Dar maniera a fost, cred eu, imparțială. Mi-aș dori ca și duminică, sincer, să fie un arbitraj bun, așa cum a fost și în această seară. Nu mi-aș dori să facă erori
nici în favoarea noastră, dar nici în defavoarea noastră. Cred eu că așa se joacă fotbal. Acei oameni care sunt pe teren să împartă dreptatea, să împartă. Adică să ia deciziile cele mai corecte. Înțeleg și sunt un fotbal de 4-5 de ani. Înțeleg când se face o eroare, dar nu înțeleg când se fac erori doar în favoarea unei echipe sau în defavoarea altei echipe. Iar sincer, duminică, cu tot respectul pentru arbitrii noștri, sunt arbitrii valoroși, dar nu aș vrea ca duminică să se întâmple erori de genul ăsta, cum s-a mai întâmplat, pentru că noi cred că suntem echipa defavorizată în acest campionat, nici de cum. Eu nu mi-aduc aminte de când sunt aici să fie o eroare în favoarea echipei noastre. În defavoarea echipei noastre, da, au fost. Chiar nu vreau să se întâmple așa ceva. Și acum mi-aș dori ca și în tribune să fie fair play, suporterii noștri să ne încurajeze, să fie alături de noi. Nu cred că un joc de fotbal este bine, nu este bine pentru cineva să, mă rog, să revină un câmp de luptă, un război, pentru că nu avem nevoie de așa ceva. Fotbalul trebuie să se joace pe teren, suporterii să fie alături de noi și chiar îi rog să fie număr și mai mare duminică, să ne susțină. ICFR-ului este problema lor, dacă vin sau nu un număr mai mare, dar suporterii noștri aș vrea să fie alături de noi. Noi suntem mândri de ei, de tot ce au făcut în această seară în stadion, o atmosferă superbă, dar și ei cred că sunt mândri de noi, de modul cum ne-am prezentat. V-am dus mai acestat pe bancă de obicei, ați intrat în tensiunea asta, mergi în febra asta, tribunelor. Nu știu, probabil mi s-a părut, la fiecare joc sunt, trăiesc fiecare moment al jocului. Nu a fost nimic în plus și nu va fi nici duminică ceva în plus. M-am spus, așa cum doresc să câștigăm următorul joc, așa îmi doresc și după aceea următoarele jocuri, la fel, indiferent dacă jucăm cu ultima clasată sau cu prima clasată, cu același lucru îmi doresc de la jucători. Ambiția de terminare a pot compensa potența fizică? Foarte probabil CFR va schimba în totalitate primul 11, dumneavoastră poate veți putea opera mai puține modificări în formula de stat. Da, cu siguranță. Cei de la CFR vor schimba probabil toată echipa, nu știu ceva cu totul altul, dar asta nu înseamnă că și vor reuși să facă un joc mai bun decât au făcut cei care au fost în această seară. Deci nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, chiar dacă vor juca cu jucători. Noi, așa cum știți, jucătorii care au fost în această seară în lot, poate va mai apărea unul sau doi în lot, în rest, ăștia sunt, am spus, în acest moment sunt cei mai buni jucători care aveam în vestiar, ăștia sunt care aveam în vestiar și mai buni jucători ai lui Ucluș. Credeți că Dan Petrescu a înțeles mai bine jocul de regulă dumneavoastră și că e mai pregătit pentru partida de duminică? A încercat cumva să citească universitatea în seara aceasta? Dan Petrescu este un băiat deștept, un antrenor valoros, știi, dar duminică poate nu vom mai juca așa. Vom schimba noi, vom începe altfel joc. Știu că este un antrenor valoros, suntem și în relații foarte bune, așa că sunt convins că știe ce are de făcut, dar că echipa lui mă interesează ce vor face jucătorii noștri, nu ce vor face CFR-ului. Sigur că vom avea o atenție, v-am spus, la fiecare jucător în parte, știm ce jucători are CFR-ul, îmi doresc ca jucătorii noștri să se refacă foarte bine, acum vom merge la hotel, ne vom odihni. Mâine avem antrenare, facem, trebuie să-i aducem fizic la cel mai bun nivel. N-avem de ce să ne plângem, că jucăm din 3 în 3 zile, nu o să fac lucrul ăsta niciodată. De asta suntem aici, ne antrenăm în fiecare zi. Trebuie să zicem dacă ne vor programa și din zi în zi. Asta este meseria până la urmă. Dacă stăm să ne plângem acum că suntem obosiți, cine va fi apt de joc, va juca duminică. Cine nu va fi apt de joc, va rămâne afară lui. Îi ține tot în campionat? Îi ține până duminică? Seara asta, da. Mâine seara nu vor merge acasă, au familie, vom intra iarăși duminică. Deci la o zi liberă, o zi acasă, o zi în campionat.